În sfârșit, în sfârșit un interviu ca lumea cu domnul Victor Ponta. Adică de la mare, frate, ca pe vremuri, când stătea toată ziua pe la Antena 3 și România TV. Vă amintiți? Bă, ce frumos era! Cum se mai lupta binele cu răul, cum se mai creșteau pensiile, cum se majorau alocațiile. Facem un tip de indexare care se adreseze mai ales către cei cu pensii foarte mici. Primul efort trebuie făcut către cei cu pensiile mici, însă, în mod sigur, cel puțin 4,5% va fi indexarea pe 2015. Creșterea alocației pentru 500 de copii care provin din 500 de mii de copii, bineînțeles, 500 de mii de copii din familii cu venituri reduse. Deci l-am văzut pe domnul Ponta acum și vă spun sincer, nu mai e omul pe care îl știam. Nu mai are verva aia de odinioară, nu mai are zâmbetul acela enervant care l-a făcut atât de antipatic. Și mai vine și cu tot felul de banalități, uite. Domnul Băsescu e un client foarte cusurgiu. Da, îl știm și de client și de cusurgiu, de ani buni. Avem și o melodie pe tema asta. Cum era, mă, Răducule? Sunt comandantul vieții mele, parcă așa, ca într-un film cu Raș Tunaru, măturător doar de 5 stele și cu surgiu fără cusur. Hai, mă, Victore, mă, crezi că nu le știm noi pe astea? Ci că i-a dat o listă de 7 case lui Băsescu din care să-și aleagă. Un răspuns excelent! A, fiți atent, domnule Ponta, cum puteți să-l faceți pe Băsescu să se hotărască? Strigați așa, ultima comandă, să-l vedeți imediat ia el ceva, nu se poate. E nemaipomenit ăla. Dar cum îl cheamă? Altă chestie care nu mi-a plăcut la domnul Ponta a fost aia cu asumatul. Domnul Ponta, am fumat de astea cu umii asum de m-am săturat. Deci mai ușor, da? Ne-am organizat foarte prost pentru votul din diaspora. În sensul de guvernul României. În sensul de guvernul României. Dintr-un calcul greșit. Am spus e același număr de voturi, același număr de secții ca și în 2009. Atunci a fost o mare emulație Traian Băsescu, Mircea Geoană. Bun, dacă vin cu 10.000, cu 20.000, cu 50.000 de oameni în plus, nu o să fie nicio problemă. Au venit cu 200.000 de oameni în plus și am fost total depășiți. A, serios? Asta a fost tot? Adică ziceți că ați făcut rahatul praf și o rezolvați cu am greșit, am calculat prost? Știu, pare că nu contează. Dacă un controlor de zbor calculează greșit, mor oameni. Dacă un chirurg greșește, mor oameni. Dar în politică nu e așa, se întâmplă, domne, greșești, trece, dai cu spirit și mergi mai departe. Hai de mine, ce frumos! Cât despre domnul Mircea Geoană, ce să vă zic? E o rușine mare, doar că v-a fost președinte și candidat la Cotroceni. Iar acum ne faceți un portret de om meschin, un carierist și un ipocrit care vânează funcții. A, și case, logic. Conflictul cu domnul Geoană, din punctul meu de vedere, e prima dată când mă întreabă cineva. A fost legat de faptul că nu l-am desemnat ministru de externe, l-am desemnat pe domnul Aurescu. Mi-a oferit să mă sprijine din această calitate și eu l-am preferat pe Bogdan Aurescu. Da, da, deci nu doar că ați avut președinte la PSD un tip care umblă după aranjamente, că asta ziceți de Mircea Geoană, dar mai spuneți și că Bogdan Aurescu putea să fie ministru de externe mai demult. Haideți să vă spun ceva, domnule Ponta. Putea să nu fie nimeni ministru de externe și tot era mai bine. Orice, dar nu Corlățean. Fratele lui Corlățean, vecinul lui Corlățean, cățelul lui Corlățean, dar nu Corlățean. Știu, acum, da, ați greșit și cu asta, nu? A, da, chiar așa. Nu vi se par cam multe greșeli, domne?